Acum că lucrurile s-au așezat între Cosmin și Alexandra, doamna Robertina simte nevoia să-i facă Alexandrei câteva destăinuiri despre Cosmin, dar și despre o problemă gravă de sănătate. Și ce mai povestiți de Cosmin? Păi ce vrei să mai spun? Nu știu cum este el așa în general acasă. Îi place mult să muncească, îi place mult să facă bani. În rest e liniștit, îi place să se și distreze când e de distrat, știi? Uh-huh. Adică are chestiile astea, când ne distrăm, ne distrăm, când facem bani, facem bani, știi? Foarte bine, asta e important. Liniștit, are vorbele la el oriunde, adică este plăcut el, da, știi? Da, da. Am observat că el mereu a fost așa. De fapt, de mic a fost așa. Mie întotdeauna mi-a dat impresia că m-a crescut el pe mine, adică... El m-a făcut alt om. Eu am suferit așa vreo 5-6 ani cu, am avut o durere aici la burtă și nu găsea niciun doctor nimic, știi? Bănuiau că este cancer. După o lună de zile îmi sună telefonul. Ca să nu vă speriați, că e ceva, dar nu știu ce, mă tot aburea, înțelegi, la telefon, mă tot pregătea. Și normal că a venit și analiza pe e-mail. Prima mea reacție a fost să mi se moaie picioarele. Unul dintre chisturi era în ultima fază de cancer. În familie am avut niște exemple din astea de... I s-a dat acum verdictul. Și în câteva luni? În câteva luni, pa. Îți dai seama că m-am gândit ce să fac. Am încercat să ascundem puțin și de... Să ascund așa de Cosmin starea, știi? Nu am simțit nevoia să spun nimănui din cauza, nu știu, să nu fiu văzută, privită, cu milă. A fost greu, ne-am întrunit toată familia, bine, pe șustache să nu vadă Cosmin ce vorbim. N-am vrut să plângem, le-am și zis, nu vreau să plângem, nu vreau să facem, vreau să o luăm exact așa cum este. Am simțit că timpul se oprește, am rămas doar eu cu mine, nu am mai văzut casă, nu am mai văzut lucruri, pur și simplu totul în jurul meu era așa abur gri, unde eram numai eu. Atunci a dat seama Cosmin mai bine, așa, știi? Că eu ziceam, ce ai, mami, sunt niște chisturi din alea și trebuie să le scot, dar eu nu mai stau, eu așa făceam. Ce să fac, ce să fac? Că mi-am dat seama că eu trebuie, nu trebuie, în mintea mea trebuie să fac ceva. Și mi-am spus exact așa în capul meu, am spus că eu nu vreau să fiu căprioara care tremură, vreau să fiu un tigru care luptă. Aia a fost pentru mine lucru care m-a trezit cel mai tare. Mi-am dat seama ce înseamnă ziua, ce înseamnă clipa, ce înseamnă orice primesc, orice fac, orice, că în secunda doi pot să nu mai fi. Și de atunci am început să râd, am început să le spun tuturor, voi nu o să scăpați de mine, să știți. O să vedeți că o să trec atât de ușor. Deci pur și simplu mi-am schimbat starea cu totul. Cu totul. Atunci vreau să zic că într-adevăr l-am cunoscut pe Dumnezeu. Întâmplarea asta mi-a adus nașterea mea a doua oară. Deci pur și simplu am simțit că m-am născut. Abia acum simt că trăiesc, pentru că am simțit că am scăpat de frici. Am spus mai mult de atât ce aș putea. Pur și simplu am văzut moartea cu ochii. Consider că în momentul când vă gândiți la ceilalți, deci când ai o problemă și nu te mai gândești la tine și te gândești la ceilalți, atunci reușești să găsești soluția perfectă. Când scap de frică, îl cunoști pe Dumnezeu. L-am simțit atât de aproape. Aici. Când am văzut fețele, când au văzut... Rezultatul, deci aveau niște fețe. Am început să râd și am zis, ei, alo, ce facem aici? Stați cu mine, că nu scăpați de mine. Cosmin! Până acum nu a știut nimeni că eu am avut cancer. Am simțit nevoia să-i spun Alexandrei. M-am gândit că odată o să-i spun cuiva, dar m-am gândit foarte bine cui să-i spun. Mi s-a părut potrivit să-i spun ei.
pe ea am simțit-o așa, am simțit că ei aș putea să-i spun. Capricile iubirii. Cosmin. Da. Ai plâns? Da, acum mi-aduc aminte de zilele alea și de știam că era și perioada asta în care nu puteai să faci nimic. Mama n-avea telefon acolo. Vreo 4 zile cât, nu știu, cât a stat internată sau cum. Cât a durat. Și cu operația nu am știut absolut nimic de ea și să stai cu gândul că se poate întâmpla ceva e... Da. Cu toate astea, eu aș vrea să o felicit pe doamna Robertina. Felicitări. Mulțumesc. Sunteți un tigru luptător care a și câștigat în final. Da, sunt prințesa războinică. Și, na, felicitări. Mulțumesc. Doamna Robertina, ați spus că Alexandra a fost persoana pe care ați ales-o să-i spuneți despre treaba asta. De ce? Da. Pentru că mi-am dat seama că ea nu o să mă privească cu milă. Așa am văzut-o, am văzut-o în discuții cu alte fete, în discuții prin casă și am văzut că nu este genul care să... Adică nu-mi trebuia asta mie, să se uite cu milă, vai, ce ai pățit, vai, să plânge, nu. Și... Ați plâns în perioada aceea? Cred că am plâns foarte puțin, dar îmi dădeam seama că trebuie să fac altceva, nu asta. De ce? Că până la urmă vă descărcați. Da, da. Alungați energiile negative. Căutam altceva, căutam soluția reală. Ți-a fost teamă că o pierzi atunci? Nu, nu, n-am simțit asta niciodată. Chiar nu. Dar au fost niște zile grele. Nu știu dacă mi-ați mai pune încă o dată întrebarea de la început cu în prezentarea mea, cu care a fost perioada mai puțin fericită în viața mea, pentru că am spus că toate perioadele din viața mea au fost fericite și chiar așa a fost. Și până la urmă și asta a fost un moment în final foarte fericit. Poate a fost un moment mai greu pentru mine, dar contează cum se termină și că suntem bine cu toți. Dar nu l-aveți doar pe Cosmin alături, l-aveați și pe soțul dumneavoastră. Da. Cum a fost pentru el? Că pentru el a fost greu, adică când stăteam cu eu încercam să găsesc de lucru, să plec din casă. Că nu știai nimic, încercam să-mi umplu mintea. Practic, doamna Robertina, ați suferit intervenția când începuse pandemia și practic apropiații, apartenenții nu aveau acces la dumneavoastră. Da, deci singură, pur și simplu doar până la poarta spitalului și acolo numai singură, trebuia să... Da, nu. În momentul în care mi-am pus ceva în cap, nu mi s-a mai părut nimic rău. Cum a fost, domnul Valentin? Bună seara! Alo, bună seara! Cum a fost perioada aceea pentru dumneavoastră? A fost o perioadă destul de dificilă. Bineînțeles că după atâta timp, așa cum v-a povestit și soția, noi, cum să spun, într-un fel sau altul, tot ne întrebam de la ce are aceste simptome, iar la un moment dat, când a venit finalul și am aflat acest verdict, și pentru mine personal am simțit că lumea mea s-a terminat, nu știam cum să fac să pot să înțeleg ceea ce nouă ni se întâmplă. Pentru mine era incredibil, nu am crezut că așa ceva vreodată se va întâmpla. Familiei, soției mele, pentru că ce pot să vă spun, nu știu, dacă multă lume știe, familia mea este totul pentru mine, îmi iubesc foarte mult soția, este totul pentru mine și atunci, în acele momente, și pentru mine personal, am considerat că și viața mea s-a terminat. Dumneavoastră înțelegeți ce vreau eu să spun, da. Dar am găsit puterea împreună cu familia noastră și împreună cu ea, să mergem mai departe și să trecem peste aceste momente dificile. Și Dumnezeu a fost alături de noi și ne-a ajutat și acum îi mulțumim din tot sufletul că suntem bine, soția mea este bine și s-a schimbat total. Domnul Valentin, vreau să vă întreb ceva. Câți ani de relație aveți? Anul acesta se fac 22 de ani. Mulți înainte vă doresc cu sănătate și pace. Mulțumesc tare mult. Domnul Valentin, acum, ce să vă zic?
Am citit și eu din scrisorile pe care îi le trimiteți doamnei Robertina. Parcă aveți 20 de ani și sunteți la primele întâlniri, domnul Valentin. Așa este, sunt 22 de ani, cum v-am spus și mai devreme. Nu, eu ziceam că parcă sunt, că sunteți ca la 20 de ani și la primele întâlniri. Așa sună, așa sunt scrisorile, cu atâta romantism, cu atâta drag, cu atâta iubire, jos pălăria. Mulțumesc din suflet. Ce pot să vă spun este că de fiecare dată când îi scriu o scrisoare soției mele, sunt foarte emoționat și îmi este foarte greu să pot să-mi exprim în cuvinte dragostea pe care o port și acum după atâți ani și bineînțeles... Ce v-a ținut, ce v-a ținut așa împreună? Ce ne-a ținut împreună? Da. Nu știu, pur și simplu iubirea noastră, atât. Restul nu a contat absolut deloc. Ne-am respectat foarte mult. Am încercat să facem lucrurile împreună. Întotdeauna. Vă e dor de doamna Robertina? Îmi este foarte dor și te duc. Păi și atunci de ce vorbiți cu mine, domnul Valentin? Că acum mă supăr și eu pe dumneavoastră. Da. Îmi este dor de familia mea și de Cosmin și de soția mea. Da, de Alexandra. Alexandra, te pup și așa cum am scris și în scrisoare soției mele, abia aștept să te cunosc și abia aștept să te primim acasă cu tot sufletul și cu tot dragul. Acum faci parte din familia noastră și o să te iubim foarte mult. Și eu vă mulțumesc, vă pup, aveți o soție minunată, puternică și un băiat extraordinar. Așa cum a spus și soția mea, ești o fată, o ființă minunată și mă bucur enorm de mult că în sfârșit ai realizat că nu a fost bine pentru tine ce s-a întâmplat în trecut, dar asta nu mai contează. Contează că acum ești fericită, trăiește momentul, trăiește prezentul și o să faci lucruri minunate cu virgulă Cosmin în continuare. Vă iubesc foarte mult. Cum îi spuneți acasă doamnei Robertina? Iertați-mă că... Cum îi spun soției mele, puiul iubirii ca iubirea mea, diverse apelative. Cam guraliv, domnul Vali. Dar nu vreți să-i spuneți nimic? Adică, nu știu, mă gândesc că... Ba da. Vroiam să-i spun că, așa cum știe, de când au plecat de acasă, îmi este foarte dor de ei, asta le scriu și în fiecare scrisoare pe care le-o trimit. Abia aștept să îi îmbrătișez, le simt foarte mult lipsa. Bineînțeles că în același timp îi susțin foarte, foarte mult. Mă uit la ei în fiecare zi și îmi doresc ca ei să fie bine și sunt bineînțeles. Îmi doresc ca să zâmbească, să trăiască clipa și să se bucure de această experiență minunată. Și cam atât. Soției mele îi transmit că o iubesc din tot sufletul meu, știe că sunt acolo lângă ea și cu gândul și cu toate simțurile mele. Și cam atât. O iubesc foarte mult. Și eu. Ce i-ați fi făcut astăzi? Ce cadou sau ce... De... I-am trimis soției mele... Asta da, asta am înțeles că i-ați trimis aici, dar ce ați fi făcut cu ea astăzi de întâi, acasă, dacă ați fi fost? Pot să răspund eu? Da, ia să. Eu știu, din cât îi cunosc eu așa, ar fi plecat undeva, nu știu, un loc frumos, o excursie așa de o zi. Ah, deci de acolo se trage plimbăreala asta, sfatul ăsta, da, către... Noi suntem de foarte multe ori suntem foarte spontani și atunci încercăm să creăm lucruri frumoase și dacă tot m-ați întrebat ce aș fi pregătit astăzi pentru soția mea, probabil aș fi pregătit o cină undeva la munte, să mergem să luăm o cină și să ne întoarcem înapoi. Cam așa ar fi decurs ziua de astăzi, să spun așa. Bine, mulțumim frumos și mai ales... Vă rog, mai vreau să mai spun ceva, să-i spun ceva lui Cosmin. Vă rog. Cosmin, vreau să spun că te iubesc foarte mult. Și eu mult de tot. Te rog din suflet să ai grijă de Alexandra. Este o fată minunată și ce vă doresc, vă doresc să vă iubiți și să fiți fericiți împreună. Vă iubesc pe toți trei. Vă doresc putere și sunteți foarte puternici. Vă mulțumesc din tot sufletul și la final vreau să urez și eu o primăvară frumoasă tuturor doamnelor și domnișoarelor. Doamne ajută, mulțumim cine frumos! Iubim, mulțumim pentru intervenție, mai ales că n-a fost una planificată și că v-ați și rupt câteva minute de la serviciu ca să stați de vorbă cu noi. Sper că v-am făcut o bucurie. Da, sigur. Asta așa ca de primăvară.